Consilierul județean din partea Pro-Românie, Virgil Dumbravă, a declarat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș din luna martie că în urma unor verificări personale a constatat că încasarea pierderilor de apă de la populația municipiului Reședință de Județ nu este prevăzută în hotărârea Consiliului Local Călăraș numărul 30 din 28.1.2010. Acesta spune că reglementarea încasării pierderilor de apă din rețea s-a făcut abia în anul 2020. Astfel, Dumbravă suspicionează că facturarea pierderilor de apă de la populație în perioada 2010-2020 a fost făcută ilegal. Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, i-a atras atenția că face acuzații foarte grave și l-a rugat pe Marcel Nuțu, directorul adjunct al SC EcoAqua, prezent în sala de ședințe, să clarifice lucrurile. Directorul EcoAqua i-a replicat consilierului Dumbravă că există temei legal pentru facturarea pierderilor de apă din rețea. Iar la diverse, punctul numărul 18 devenit, fost 17 devenit 18, avem aici o informare a directorului SC EcoAqua, domnule Marcel Nuțu. Domnul Virgil Dumbravă a solicitat prezența conducerii EcoAqua în plenul. Domnul președinte, până domnul director de prezintă, am vrea să mai fac o intervenție și apoi rog că domnul director să... Okay, înseamnă că nu se face de ceea ce... Încă tot... Vreau să-mi cuvă dumneavoastră în vreo de ședință să ne știm în prezentați noul director general. Nu e plecat cu geaspă soasă, cu geaspă sul la București, pentru că e vorba de finanțarea acelui proiect. Ședința, și la delegat. Ședința cu geaspă. Domnul președinte, vă rog să-mi permite să... Vă rog să-mi permite... Stați, domnul Marcel. Vă rog să-mi permite să spun ce am de spus, da? Da. Stimați că aveți cuvântul. Domnule președinte, am avut acele intervenții legate de aceste pierderi de apă din municipiul Călăraș și vă aduceți aminte că informarea a fost de 51% pierderi. Aș vrea să mai fac o paralelă dintre 100.000 de metri cubi de apă, 510.000 de metri cubi, 510.000 să pierd. Adică este imposibil să ne gândim că o societate poate să meargă cu asemenea pierderi. Legat de problema plății pierderilor la nivel de scară de bloc, și acolo am pus această problemă, că nu este corect ca cel care declară un consum corect să plătească mai mult și să plătească și pierderea celor care nu declară corect, și s-a invocat tot timpul hotărârea de Consiliul Local numărul 30 din 28.01.2010. Am intrat în posesia acestei hotărâri, domnule președinte, și am impresia, și aș vrea să greșesc, am impresia că din 2010 până în 2020 SC EcoAqua a încasat ilegal bani de la populație. Repet, aș vrea să greșesc. Pentru că această hotărâre de Consiliu pe care o am în față... Domnul Consiliu, faceți niște acuzații. Aș vrea să greșesc încă o dată. Sunt în spațiu public, dumneavoastră la momentul ăsta, colegii noștri, Consiliul Județean plus directorii, subordonatelor și invitații la această ședință de Consiliu Județean... Vă rog să-mi permite să termin. Nu, dar să faceți niște afirmații corecte. Vă rog cum să le reformulați, acuzațiile pe care le-ați făcut. Nu, haideți să facem altfel. Domnul președinte, s-a invocat această hotărâre și anexa B. Anexa B, care s-a invocat, care stă la baza acestor încasări, să zic așa, de SC EcoAqua, nu spune în niciun caz, nu spune că acele pierderi sunt plătite de populație și sunt plătite proporțional cum este acum. Uitați această hotărâre, această anexă B. Mă bazez pe ceea ce spun. Mai mult decât atât. Dar ce zice? Această anexă B spune cum se calculează consumul. Mai mult decât atât. Trebuie să faceți o discuție interactivă cu directorul societății, să putem să înțelegem și noi, că dumneavoastră povestiți de ceva, noi nu înțelegem și cred că ar fi mai bine ca să puneți întrebare. Am să fac și acest lucru. M-am două, trei cuvinte de spus. Mai mult decât atât. În februarie 2020, Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care altă hotărâre, este în februarie 2020, a aprobat altă hotărâre prin care statuta aceste pierderi, că se numesc
cum se împarte la populație, cum se plătește populația aceste pierderi proporțional. Tot în 2020, în februarie, hotărârea de Consiliu spune că acele contoare din apartamentul fiecăruia se numesc repartitoare. Adică vreau să spun că abia în 2020 s-a reglat situația cum se întâmplă acum. Între 2010 și 2020, contorii din apartamente se numeau contori, trebuiau să fie verificați de către SCI cu ACUA și mai mult decât atât, conform regulamentului care a fost aprobat, acești contori trebuiau puși la dispoziție de către SCI cu ACUA, verificați de către această societate. Și vreau să vă mai spun și încă câteva cuvinte și cu asta mă opresc. Spuneam de multe, nu mai pot să-mi dea răspunsul, că uită. Păi nu, domnul director, nu-mi dă mie răspuns astăzi, acum. Eu am o discuție cu domnul director, care vreau să le în spațiu public aceste discuții, ca să le avem la cunoștință. Și încă ceva și cu asta vreau să închei. Dacă în 2010 își propunea această societate să aibă pierdere de 52%, rețineți, își propunea să aibă pierdere de 52%, aceste pierderi au ajuns în 2019 de 56% și mă întreb ce au făcut, domnule, fosta conducere. Cum? Și-au aprobat indicatori de performanță. Domnule, au avut indicatori de performanță, pierderi de 52%. Mi-e și rușine. A luat și primă, 1.200.000. Eu ce zic, da. De la 52%, în loc să respecte acești indicatori de performanță, s-au dus la 56% pierderi, iar acum... Vezi că ne cer spăsori. Și acum să avem 51% pierderi. Am să rog la viitoarea ședință să ni se pună la dispoziție auditul, vă rog frumos, la următoarea ședință să ni se pună la dispoziție auditul pentru stabilirea stadiului pierderilor pe 2000, deci auditul pe care... Da, Lare, hai să te văd directul. Auditul. Aveți auditul pierderilor, domnule director general la Junica. Deci... Nu, lăsați-mă să termin și tot, vă rog. Da. Deci pentru săptămâna viitoare, pentru ședința următoare, sau când se poate, să ne se pună la dispoziție auditul pentru stabilirea pierderilor, pentru că era obligat să aibă aceste audite. Trebuia să aibă dacă nu au avut. Nu l-are, uite că directorul general ajuns spune că nu l-are. Cei care au fost până acum în conducerea acestei societăți erau obligați pe lege să facă un audit și conform acestui regulament. Nu vrei tu să faci parte tu până adunarea generală pe acolo ca să te cești cu ei și să nu mai ne aduci tu problemele e cu acolo al ședința? N-ai vrea tu să te propunem pe acolo să te duci în adunarea generală? Domnul președinte, este normal să aducem la cunoștință aceste lucruri? După părerea mea sunt nepermisibile sunt niciun fel. Cum dați-ne și nouă niște recomandări, cum le-ați corecta sau ce propunere ați face? Primul lucru pe care l-aș face eu astăzi, și vă rog, domnul președinte, să țineți cont de chestia asta, ar trebui ca, virgulă, Consiliul Local Cărăraș să abroge hotărârea de Consiliul din 2020 și primul lucru ar trebui făcut aceste pierderi, că deocamdată nu putem să scăpăm de ele, să fie repartizate uniform. Și că vă dau un exemplu simplu. Eu dacă sunt corect și declar 10 metri cub, vecinul care nu-i corect și așa se întâmplă acum, declară pe 4 metri cub, eu plătesc și pentru el. Și pentru consumul pe care îl face. Și atunci primul lucru pe care trebuie să-l facem și este imediat să se abroge hotărârea de Consiliu din 2020 și să se treacă la repartizarea uniformă. Și a doua, trebuie să ne facem un program, atât noi cât și în special societatea, și să trecem urgent la executarea instalațiilor pe orizontală. Și ca să vă dau un exemplu, municipiul Slobozia a făcut acest lucru de se poate, 98% din blocurile din municipiul Slobozia au alimentare pe orizontală și nu mai sunt pierderi. Și nu mai sunt furturi. Există o particularitate, domnul. În Slobozia sunt asociații de proprietari. Haideți să rugăm pe domnul director, pe domnul secretar, dacă e cazul, mă implic și în treaba aceasta și hai să găsim soluția legală, să o găsim. Doar trebuie să căutăm și o găsim. Bună contoare digitale.
Există bucurie, asta este. Eu acasă n-am nicio treabă. Corect. Asta e soluția. Haideți să ne dăm seama că noi suntem azi în contractarea unui credit, adică unui proiect european de 200 și ceva de milioane de euro. Dacă începem acum cu hotărâri de consiliu să schimbăm parametrii de fezabilitate al proiectului pe care noi vrem să-l contactăm cu Ministerul Fondurilor Europene, schimbăm toate regulile. Ceea ce propun eu e separat. Dacă tu vrei, primeam răspunsuri la întrebări, ai pus foarte multe întrebări, ai lăsat fără răspuns. Păi nu, dar Marcel Nuțu, director general adjunct, e prezent și putea să ne dea câteva răspunsuri. Marcel, dacă se schimbă acum, influențează proiectul pe care noi l-am depus la Ministerul Fondurilor Europene, vă voim? Nu, dar cred că suntem în eroare, domnul președinte. Dați-ne acum, luminați-ne, să vedem ce dați. Începe cu faptul că este ședință online cu Jaspersul și cu Amelu și cu Juxelu. De-aia nu avem domnul Mihalice. Trebuia să fiu și eu acolo, dar trebuia să fie cineva și aici. În al doilea rând, o să iau sinteza problemelor ridicate de domnul Dumbravă și o să fac un răspuns scris în baza la ceea ce s-a afirmat aici, cu informată către Consiliul Județean. Aș spune că îi zice contor, că îi zice repartitor, că poate să zică și navă cosmică, este în spațiul privat al blocului și nu ne privește investiția respectivă, apropo de telecitire în apartament, pentru că mai ne trezim că o să vrea să schimbăm și mobila din bucătărie, ceea ce nu este caz. Trebuie să avem baza legală pentru domnul Dumbravă. Domnul Dumbravă. V-am ascultat, da? V-ați spus și după aceea, dacă eram la virgulă, să știți. Nu la punct. Deci repartitorul una și este după limita de proprietate. Vis-a-vis de repartiția pe orizontală la blocurile de la Slobozia, ne documentăm, dar este un mare semn de întrebare. Se poate face repartiție pe orizontală, dar pe construcții noi, asumat de mele pat, cum era odată și cu autoritatea publică locală, cu beneficiar, în ceea ce privește blocurile vechi, avem o mare problemă vis-a-vis de limita de proprietate. Vis-a-vis de HCL, avem toate deschiderea, ba din potrivă, ne și ajută dacă reușim să schimbăm în sensul bun al lucrurilor după o dezbatere, modul de repartiție. Repet încă o dată, o să-i fac o invitație domnului Dumbravă, care în particular îi zic Virgil, și o să-l invităm la noi și pe toate problemele o să facem un răspuns scris dat și dumnealui la purtător și facem și oficial. Și dacă îmi scapă o problemă ridicată, vă răspund vis-a-vis de pierdere. Acum, eram și eu consilier județean, când s-a făcut scrisoarea de așteptare și oferta managerială pentru conducere, când am beneficiat de un consiliu de administrație cu foarte multă lume din afara județului, în stabilirea indicatorilor de performanță pentru conducerea societății, s-a stabilit ponderea fiecărui indicator. Cum să zic eu, în mod egal, 5% reducerea pierderilor, 5% rulajul materialelor în magazie. Adică eu sunt, am o brichetă la dumneavoastră la Ivănești și stabilim de comun acord că dăm foc la Ivănești. Știți? Pierde o brichetă, pierde și dumneavoastră sediul. Cam așa s-a pus problema. Nu suntem bine intenționați, nu vrem să schimbăm lucrurile în bine, nu vrem să urcăm lucrurile spre mai bine și, în final, spre mai bun trai al acestui oraș. Sunt om de acum bătrân, când s-a început cu Radetapul, când s-a început cu Radetapul cu investițiile pe energie și pe gaz metan, am beneficiat, între ghilimele, de faptul că eram un oraș care s-a dezvoltat pe linie de gaz mai târziu. În loc să se modernizeze punctele termice, să se treacă pe gaz metan,
s-au pus contori pe gaz, pe energie termică la scările de bloc. Și am început să măsurăm ce nu se dădea. Și automat, energia termică a dat faliment. E, și acum, câtă vreme nu dezbatem adevăratele probleme și vrem să părem deștepți, frumoși, cu părul des și la 20 de ani, și noi avem 60, avem o problemă. Trebuie să fim cinstiți unii cu alții, să spunem, ăsta e adevărul, ăsta e necesarul de bani. Corect. Hai să vedem ce e cel mai bun și cel mai deștept și cine are mai multe relații și hai să mergem înainte, dacă vrem, dacă nu, ne dăm lecții unii la alții pe aici. Cam atât am avut. Da, mulțumesc, domnule director, și așteptăm acea informare pentru ședința viitoare. Informare scrisă. Domnule Dumbravă, cu informare scrisă la ceea ce ați spus, pentru că îi dăm extras din ședința asta ca interpelarea dumneavoastră să aibă conținut în răspuns.